mică cantitate de sirop de zahăr și s-a dus în preajma unui stup de albine și și-a calculat pașii. A zis, ok, acum fac 10 pași mai departe de stupul de albine. Și albinele au venit la siropul de zahăr. Apoi au mai făcut încă 10 pași. Da? Și a calculat cu precizie și albinele au venit după el. Pe când era deja la aproape un kilometru distanță de stup, a constatat că albinele i-au luat înainte și l-așteptau ele pe el. Și atunci întrebarea este pentru fiecare dintre noi, nu cumva natura și creația slăvește pe Dumnezeu? Nu cumva tot ceea ce este în univers este programat, este cu inteligență, este cu rațiune de către Creatorul Suprem? Toată creația laudă. Apele, munții, păsările, tot ce există, vorbește despre măreția lui Dumnezeu. Numai noi suntem preocupați de multe ori cu nimicnicile noastre. Și Doamne, iartă-ne. Dar dacă am stat și am privit la lucrările lui Dumnezeu și ne-am minunat de frumusețea prin care El le-a creat, atunci inima noastră s-ar umple de bucurie, s-ar umple de laudă și am fi cu adevărat fericiți. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Și împreună să cântăm, Tu ești Creatorul Universului întreg. Tu ești început și întregire tuturor. Stelele și luna, glasul Tău îl înțeleg. Marea și pământul, tot ce are viață, îți dedică existența lor. Amin.